Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vizualizați, urmăriți videoclipurile și așa mai departe. Și de ce nu, dacă aveți prieteni, cunoștințe rude, um, pasionați de această zonă, distribuiți videoclipurile mele. Bun. Acum eu când filmez este miercuri, 16 octombrie. Da. Uh, îmi cer mii de scuze. Știu că v-am obișnuit în fiecare marți, uneori chiar și lunea, să apar cu videoclip, să rămână mult Oana, uh, să rămână mult doamna Eni, să rămână mult tuturor celor ce mi-ați scris, m-ați întrebat ce se întâmplă cu mine. Ei bine, sunt și eu om <laughs> și da, au fost, uh, am avut așa o perioadă ușor mai aglomerată, ușor mai tensionată, am avut și probleme cu sinuzita și așa mai departe, uh, multe chestii la mijloc, businessul familiei, uh, proiectele noi și în afară de YouTube și toate treburile acestea sunt și mamă și sunt și soție. Și da, se pare că pur și simplu baterie e empty, da, mai pe românește. Baterie e empty, mai pe românește. Dar în fine, da, încă o dată, mi de scuze și totodată să rămână din suflet. Să rămână din suflet, deci ier, pur și simplu jur am plâns. Am plâns în urma mesajelor voastre. Bun. Hai să ne adunăm ieșim din stare, uh, e drept, ieri am încercat să filmez de 5 ori, jur de 5 ori, dacă nu și mai bine de 5 ori, pur și simplu deschideam camera și eram așa, dar deci nu puteam să leg două, cu nu puteam, nu, n-a fost să fie, nu s-au aliniat astrele, dar să sperăm că se vor alinia astăzi și parfumul zilei mele de astăzi, da, să intrăm direct în subiect, pentru că oricum avem un unboxing și fiind unboxing nu pot să tai, nu pot să reiau filmarea și așa mai departe. Bun, parfumul, mi... parfumul zilei mele de astăzi vine de la Haifa Perfumes, v-am vorbit despre el în acest videoclip și se numește Hayat Al Lail. Și da, dacă n-ați văzut acest videoclip, ei bine, hayata la el este o creație, cum se spune, este un ADN original, nu îl pot asocia cu absolut nimic din ceea ce am testat până în momentul de față sau din ceea ce am până în momentul de față. Este fructat: ai fructe roșii, ai portocală, ai ceva ananas, însă nu vă gândiți că este acel parfum fructat tropical, estival și așa mai departe. Pentru că și fiindcă. Pe măsură ce se dezvoltă, se încălzește, devine ambrat, devine lemnos, devine moscat, este pur și simplu top. Da? Pentru mine categoric este top 10 din 10, nu va lipsi niciodată atât timp cât va fi pe piață, logic. Și ă, aveți aici, aici sau aici, nu știu, vedem când o să editez, lista magazinelor fizice de unde puteți testa sau achiziționa uh, parfumurile casei Haifa Perfumes. Și, în afară de treaba aceasta, dacă din nefericire nu aveți nicio locație fizică Haifa Perfumes, dacă vă înscrieți în grupul meu de Facebook Freg Family, există acolo o postare cu toate detaliile necesare pentru a putea comanda telefonic, să spunem. Da? Momentan momentan. Da? Site-ul își va relua cât de curând activitatea. Bun. Deja 5 minute, că de ce nu? Îmi place să vorbesc. Se cunoaște că n-am filmat ieri. Bun. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip și eu să trec la treabă pentru că nu mai pot de curiozitate și Doamne ajută să nu am din nou un burnout. <laughs> Bun, pentru că aici și. După cum se vede, avem ultimele lansări Periscorner. Ultimele nu știu de când, că slavă domnului periscorner se pare că nu are somn. Nici vara, nici toamna, nici iarna și atâta vă pot spune. Dacă nu sunteți în grupul meu de Facebook și nu sunteți acolo să vă pun la curent cu tot ce se mișcă și ce se întâmplă. Să știți că ne apucă ne apucă. Ne așteaptă vremuri grele din partea celor de la periscorner. Dar, până atunci, avem Minia și Minia Coco Lash. Și mai avem aici și așa niște mostre. Dar, până una alta, hai să începem. Pentru că, momentan, nu le-am văzut pe grupul meu de Facebook. Nu știu fetele ce spun despre ele. Bun. Hai cu ring Așa, trebuie să-l țin. Cutia faină este bleul acela, turcoazul acela, Tiffany parcă se numește, că nu prea am eu treabă cu denumirile culorilor de genul ăsta. La mine e turcoaz negru, albastru, roșu, dar în fine nu mai contează. Hai să vedem. Da. A mie, mi mi piace <laughs> din start. Știu, multă lume o să spună că e cu prea mult hauriu și că e prea chicioasă, dar ia să vedem. Aici e plastic, aici e plastic, dar nu arată ieftin, dacă are sens. Așa arată sticluța. Aici este rose gold, nu știu dacă camera surprinde cum trebuie și da, scuzați crembuștii, însă mi s-au rupt și niște unghii. Dar nu despre asta vorbim acum. Bun, hai că iar o iau pe ulei. Vă las pe ecran notele. Cei de pe site-ul celor de la Dubai Collection, de unde vin ambele parfumuri, apropo, roș 25 pentru 10% discount, indiferent că plasați comandă pe dubaicollection.ro sau dubaicollection.eu sau, nu în ultimul rând, arabianscent.net. Da? 10% discount pentru orice, orice achiziție Cei de la Dubai Collection listează acest Minia Am întrebat dimineață dacă înseamnă ceva în limba arabă Mi s-a spus nu cred Însă ce am căutat eu pe Google am găsit ceva de genul așezare, oraș, dacă zic eu bine, pe undeva prin Egipt Bun, trecem peste detalii Uh, îl listează ca fiind un uh, parfum cu ADN original. Însă, pe TikTok, unde este mega viral acest parfum, uh, creatoarele de conținut de acolo îl asociază, spun că este similar cu um, Sol, Sol, de Janiro, Cheirosa, Cheirosa 62. Notele pe ecran și să vedem cum miroase, că nu mai are răbdare. Wow. da, atomizorul n ce i cer foarte, foarte fain. Ha, da, da, deci voi de viața mea. Bun, din start, din start. Nu are, și da, m-am transformat, am revenit la viața cu parfumul ăsta. Uh, nu are izul acela sintetic, nu are pic de alcool în deschidere, nu are absolut nimic. Din contră doamne Dumnezeule, gândiți-vă așa. Gândiți-vă la, um, la un gurmand cald. Uh, învăluitor gândiți-vă la un uh, pumn de uh, fistic și migdale peste care ați turnat um, hai de viața mea topping, să topping de caramel sărat da? Doamne Dumnezeule! Bun! are și un is floral pudrat, însă nu este genul de... Nu este... Când spun is floral, nu e ceva pe care să pot pune degetul. Are trandafir, are freziare și așa mai departe, da? E ceva ce te duce cu gândul către un, flu... către... către un acord floral, dar pudrat totodată. Genul acela de aromă, exact cum v-am spus, care vă învăluie, care vă dă senzația aceea de căldură. Însă, eu în vară am avut un mini din acela um, Ceiroza, rosa 62 și este ceva, este asemănător cu acel parfum. Cu acel spray de corp, dacă vorbim despre un spray de corp, însă, cum să spun eu, este izul acelui spray de corp la puterea N, cum spun eu, sau peste roizi. Și știu că am avut la un moment dat, um, am luat eu niște decanturi de la cineva de pe un grup de Facebook și mi-a trimis un pic din de deci ce este sprayul de corp Ceirosa 62 și este și EDP. Și știu că mi-a trimis din acel EDP. Eu tind să cred că acest minia de la Paris Corner nu se vrea o inspirație pentru sprayul de corp Ceirosa 62, ci pentru varianta EDP. Da? O să vă inserez pe undeva pe aici, nu mai știu, parcă pe Notino, dacă nu mă înșel, 50 de ml undeva la 300 de lei, pe când minia avem 100 de ml la 145 de lei din start, da? Avantaj noi, ca să mă exprim așa, dar clar. Devine, cum să spun, devine mai vanilat ușor ambrat către dry down, dar totodată cremos, este aici și o cremositate, se resimte ceva cremos aici. Dar nu, cu siguranță, nu. Din momentul de față, adică prima pulverizare te poate duce în zona sprayului de corp cei rosa 62. Însă, din nou, chiar de la prima pulverizare este acea aromă peste roizi da însă de la mijloc ca să mă exprim așa mai precis de când intervine izul acela floral pudrat treaba asta se transformă devine uh, parfumul acesta se transformă devine mult mai profund devine uh, tipul acela de aromă gurmand învăluitoare da nu știu. Da, nu. fix acolo mă duce. Tind să cred că este, de fapt, o inspirație pentru cei Rosa 62, varianta EDP. Nici de cum spray de corp. Nu. Categoric. Mie e sinceră să fiu de când văzusem pe TikTok la câteva creatoare de conținut din afară ce le urmăresc când văzusem că au asociat acest mini -a cu sprayul de corp cei Rosa 62, sinceră să fiu, mi-a dat cu virgulă, cum spun eu, în sensul că cei de la Paris Corner refuz să cred că ar fi creat un parfum inspirat dintr-un spray de corp. Și da, eu având vara aceasta și un mini din varianta spray de corp, dar având Um, și un mic decant din varianta EDP, sincer, după nasul meu, pentru o primă impresie, oricum vedeți acum le deschid, le desigilez, uh, le las să stea puțin și voi reveni cu uh, recenzii, topuri, selecții și așa mai departe. Dar în momentul de față, pentru o primă impresie, minia de la Paris Corner, în opinia mea și după simțurile mele, este inspirat din acest parfum, nici de cum din Uh, varianta spray de corp. Nu, categoric nu. Și pentru mine, da, de la primul nas, categoric este 1010. Nu știu, mi se pare perfect atât ca parfum de sine stătător, dar uh, nu știu, e ceva în el care nu mă duce cu gândul fix către vara. Adică nu este um, acel parfum nati, caramelicios, sărat, fiind sărat, perfect pentru vară. Nu, poți, te poți juca cu acest parfum cu o mie și una de într-o mie și una de variante de layering. Bun. Bun. Hai să uh, dăm un pic pe repede înainte, nu de alta, dar astăzi pentru că ieri am lipsit din peisaj, vreau să mai filmez un videoclip pentru voi. Bun, până atunci continuăm cu Coco Lash. Din nou, un parfum uh, Care cei de la Dubai Collection îl listează ca fiind ADN original sau creație, cum se spune. Însă, din nou, creatoarele de conținut din afară l-au asociat cu nu mai știu ce parfum de la uh, Ariana Grande. Dar, până atunci, sticla este așa. Uh, beige nude, de fapt nude mat, aici avem auriu, auriu de data aceasta, pe când aici avem rose gold. Nu știu, tare fain arată împreună. Și ca de obicei, știți că eu am o țăcăneală, cum spun eu, când sunt două parfumuri în aceeași gamă, fac layering cu ele să văd ce iese, pentru că în toate, în toate situațiile mi-a dat bine ce mi-a dat. Bun, hai să vedem Aceeași, aceeași prezentare, da, tot capac din plastic, partea aceasta tot cu plastic, dar să vedem cum miroase. Notele pe ecran și da. Nu știu ce au făcut cei de la Paris Corner, sincer să fiu în ultimul timp, însă am senzația că au lucrat la treaba asta cu atomizoarele. Bun, aici în deschidere. Preț de o secundă, da, acum a dispărut. S-a simțit un uh, mic de tot uh, iz-alcoolic, da, dar preț de o secundă, din nou. Oricum, uh, știți, sunt lansări noi și de obicei au nevoie de ceva timp. Acesta parcă nu este, cum să spun eu, la un prim nas, nu mi se pare la fel de. Dens, precum minia, este ceva aici ce te poate duce cu gândul către, aș spune, nucă de cocos, dar nu e nucă de cocos și atât. E mai degrabă untul acela de nucă de cocos știți? și izul acela mai precis. Sunt borcanele acelea de unt, de cocos, o să vă inserez pe undeva pe aici o imagine Că știu ce am în fața ochilor, dar nu știu să reproduc în cuvinte momentul de față Acum parcă începe să devină mai închegat, cum spun eu E ceva ce te duce cu gândul, și nu mă întrebați de ce, către un plover din cașmir fix, din, uh, fix în această culoare Nu știu, pur și simplu, da? Deci se deschide cu izul acela de unt de cocos natural. V-am mai spus, vă se pe undeva pe aici. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, se încheagă și pur și simplu te duce cu gândul către un cașmir în această culoare. Ar apărea acum... Gândiți-vă că sunteți îmbrăcate, și spun asta pentru că oricum, da, și primul, ambele parfumuri, în opinia mea, sunt feminine, înclinate foarte mult, dacă doriți, către latura feminină, dar gândiți-vă că sunteți într-un... Nu, v-ați făcut o baie, da? v-ați relaxat în cadă și așa mai departe, v-ați dat pe corpul acel unt natural din nucă de cocos, v-ați îmbrăcat în, într-un set de stat prin casă, cum spun eu, în această culoare din cașmir și pur și simplu acum vă uh, cocoțați în vârful patului, dați drumul la un film bun și mâncați niște bombonele, niște acadele cu uh, pere și zmeură, da, doar că aș putea spune că nota de zmeură este mai predominantă față de nota de pară. Cel puțin așa resimt acum la o primă pulverizare strict în momentul de față. Însă, se pare că se încălzește, se încălzește, se îndulcește și apare, ceva ce te poate duce cu gândul către un trandafir și nu este trandafirul, trandafirul acela tânăr efervescent ce cunoaștem cu toate din ADN-ul de linei. Este mai degrabă ceva ce mă duce cu gândul către un trandafir cremos, nu știu de ce. Un trandafir vanilat, dacă are sens, dacă doriți. Bun, da, Um, îmi place, însă categoric nu este 10 din 10 cum este acesta. Acesta, nu, din start, de la prima pulverizare, o să mă vedeți mult cu el. Acesta, în momentul de față, pentru o primă impresie, i-aș da un 9 din 10. Nu știu de ce, acesta simt că are nevoie de timp, în timp ce acesta mi se pare gata de plecare, dacă doriți. Dar nu este o aromă rea mai degrabă acest mini acocolaș și îl șterg puțin că am, am pulverizat pe el din greșeală. Acest mini acocolaș, nu știu, nu l-aș... Parcă nu l-aș pune eu în acest ambalaj, nu l-aș marcheta eu în acest ambalaj, ci mai degrabă în locul acestui nude aș pune un roz pal, pentru că e genul acela de parfum care miroase roz, dacă mă pot exprima așa, e genul acela de parfum girly, jucăuș, dar cozy totodată. E genul acela de parfum roz pentru vreme rece, dacă are sens. Și o să-mi spuneți cum, cum rojin pentru vreme rece dacă se numește co cola și are cocos. Ei bine, în momentul de față nu mai resimt nici cea mai vagadiere de cocos. Nu. Nu. Este dulce și, sinceră să fiu, mă duce cu gândul către o mare vată de zahăr roz. <laughs> nu mă întrebați de ce. Da? Bun. Hai să vedem și uh, monstrele și la final facem recapitularea finală, minutul 22, aici că sunt ca la fotbal. Bun. Ce avem aici? Avem uh, Virilis și Haial. Hai să începem cu uh, Virilis care pe bune Paris Corner Virilis. Da, nu mai zic nimic. <laughs> Hai să vedem ce ne spune nou Virilis. Da. Măi Deschiderea aceea cu subton barber uh, Barbershop, ăsta e masculin, sau unisex cu inclinație masculină. O să vi-l inserez pe undeva pe aici. Da. Mm. Se încălzește, se îndulcește, are uh, subtonul acela obraznic, dacă doriți. E ADN-ul acela pe care eu îl consider un ADN uh, obraznic pentru un bărbat, pentru un domn. Vanilie, tonca, scorțișoară. E șmecher, ăsta e șmecher. Stați o leacă unde? Aici. Da. Ceva tutun. Tenta aceea fină de barbershop se resimte undeva în fundal. Este genul acela de parfum de clubbing pentru un domn. Genul acela de parfum pentru întâlniri, pentru date night-uri, pentru ce vreți voi domnilor, întâlniri cu soția, iubita, amanta și așa mai departe. Da, categoric, este un um, lămal elixir cu tutun, da, este un lămal elixir cu un twist, cum se spune, este ceva acolo, dar fain de tot, fain, fain, virilis, este virilis, da, deci nu știu... Bun. Fain de tot. Ăsta îmi place. Ăsta s-ar putea să vină în viața mea full size. Bun. Și aici avem haial. Haial. Nici pe acesta nu l știe fata după nume. Știți cum eram mici și era la țară cu... Al cui ești maică? Alu. Așa și eu nu-l cunosc după nume. Dar hai să vedem cum miroase. Bun. Măi! Deci, îmi... bine, e drept aici, am dat în interior. Dar treaba asta, cocolaș, mini cocolaș, îmi iradiază până aici. Da, mai bine îl dau aici. Hai să vedem. Iradiază, am zis, proiectează. În fine, înțelegeți voi. Mă scuzați azi. Ia să vedem, hai al. Mm, ăsta îmi place ăsta e de damă ăsta îmi place de parcă virilis nu-mi place ăsta uh, haial este un parfum de damă cu ceva citrice dar gândiți-vă la citrice dulci citrice și mai degrabă portocală o portocală cu tot cu coajă de portocală, dar totodată, cum să spun eu? Gândiți-vă la o felie de portocală tăiată, da? Felia rotundă, logic că portocala nu e pătrată, Ana. O felie de portocală cu tot cu coajă pe care, cum să spun eu, o confiați, da? Este citricul acela dulce, totodată. Nu e citric. Și atât citricul, cum se spune, astringent, care îți sterpezește gura, cum se mai spune, și așa mai departe. Are și o adiere... Doamne, miroase... Nu știu, haial acesta miroase extrem de scump. Acestea miros bine, cele două minia, da? Însă, acesta cel puțin este... Oh! Doamne, cum s-a transformat! Acesta, nu știu, de fapt ambele le-aș duce cumva în zona girly, dacă vreți, da? Girly, flirty și așa mai departe. Însă, acest haial este, cum să spun eu, parfumul acela de doamnă și când spun doamnă nu vă gândiți la 50 de ani sau cu iz vintage. Nu! Um, este fin, este dulce, citric dulce, lemnos totodată. Este și ambrat, este și moscul acela pufos, miroase scump, da? miroase elegant, e genul de parfum ce poți purta, nu știu, de zi cu zi, în orice sezon, în orice context, oriunde și oricând nu ți-impune nu știu ce ținută sau așa mai departe, este genul de parfum care poate fi cu succes parfum-semnătură pentru o doamnă sau domnișoară cu vârsta între 20 de ani, aș spune eu, până la 60 de ani. Da, deci pur și simplu genul acela de aromă clasică, dacă doriți are ceva ce mă duce cu gândul către ADN-ul lui Valaia de la PDM, însă nu pot spune că este asemănător cu Mystic Buchet de la Afnan și totodată nu pot spune că este asemănător nici cu Bedur de la Arabiat Prestige. Bedur sau Bedur ex nu, Bedur extra e celălalt. Bedur acesta, sticla albastră, știu că e sticla albastră, da? Pentru că eu în momentul de față am aceste două inspirații pentru ADN-ul lui Valaia de la PDM, Mystic Bouquet de la Afnan și Bedur de la Arabiat Prestige. Însă, acest haial de la... nu scrie de unde e, scrie dubaicollection.ro Acest haial, o să vă inserez oricum imaginea pe undeva pe aici, are un 20% din ADN-ul lui Valaia, însă pe măsură ce se dezvoltă este mai cald, mai cremos, dar și lemnos totodată. Nu știu, asta, din ăsta cred că am nevoie de o sticlă full. Vorbesc foarte, foarte sincer. Are ceva aparte, are o eleganță acolo, are ceva rafinat. Plus că nu are izul acela de alcool, nu are nimic sintetic în el. Nu, foarte, foarte fain. Bun, hai să spălăm nasul minutul 29. Speram, nu știu de ce m-am dus cu gândul că o să-l scot undeva la 20 de minute, dar nu mă întrebați de ce. Bun, Minia de la Paris Corner. Nu știu, este exact cum v-am spus. Pentru mine, în continuare, acest parfum este inspirat din um, Sol de 62 sau nu știu cum se numea varianta EDP sau nu cumva tot. Cheirosa, okay, Rosa, cei 62, apă de parfum, da? Vi-l inserez încă o dată aici Acum, în dry down-ul final este 99,99% ,99 asemănător cu acesta, da? Nici de cum cu uh, sprayul de corp Nu, nu Este dens, este, îți conferă senzația aceea de căldură uh, Îți lasă totodată senzația de apă în gură Este gurmand dar gândiți-vă la gurmandul acela nati în continuare cu extra topping de caramel sărat. Nu, nu, de e nebunie. O mie din 10. Bun, hai să vedem minia cocolaș care, adineori, mai înainte, să nu mai vorbesc cu adineori, v-am spus că pur și simplu îmi bubuia până pe undeva pe aici. Da, mult mai fain. Um, are, cum să spun eu, mai multă Profunzime, e mai profund, e mai robust, e mai închegat Dar Este în continuare o mare vată de zahăr Roz, tot la capitolul roz sunt Cu um, Gândiți-vă la o vată de zahăr 80% vanilie, 20% zmeură, dacă are sens, da? Are în continuare, este dulce acrișor, dacă doriți, dar partea aceea, acrișorul acela e dat de nota de smeură. Dar acolo sunt vată de zahăr cu aromă de vanilie și smeură. În continuare, momentan, 9 din 10 mențină părerea în legătură cu acesta. Hai să luăm pe Nenea uh, Virilis. Doamne, Dumnezeule! Dacă sunteți doamne și domnișoare, dacă sunteți doamne sau domnișoare și sunteți ca mine, nu vă sfiți de parfumurile unisex, purtați chiar și parfumuri masculine, marketate ca fiind masculine. Scuze, aveam senzația că aveam ruși pe dinți. Cu siguranță, nu știu, virilis acesta este în continuare și de fapt acum este mai mai în zona de uh, um, lomal elixir, dar cu un twist. Nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către o miere combinată cu tutun. Da? Uh, ultimul parfum care l-am eu inspirat uh, din zona aceasta este Raihan Elixir. Um, a venit coletul după ce vă filmasem eu. O recenzie sau un unboxing, nu mai știu, dar acest virilis, nu știu. Are așa, e parcă mi se pare mai obraznic decât Raihan Elixir, nu știu cum să vă spun în cuvinte. Și da, combinația asta de miere și tutun mă, mă, îmi stă pe creier. Ador parfumurile ce conțin sau care sunt centrate pe acest duo, miere și tutun. Preferatul meu din lumea Middle Eastern, dacă doriți, ar fi um, Frenetic Tobacco Honey, vi-l pe undeva pe aici, inspirația de la Emir Peris Corner pentru tobacolor. Da? Acela îmi place de nu mai pot. Am și backup la el. Dar uh, Virilis, nu știu. Este, dacă doriți, lomal elixir combinat cu... Um, Dior ortobacolor, da? Are ceva de acolo. Nu știu, nu e nu este o inspirație 100% pentru l'omale elixir. Asta vreau să spun. Bun. Și hai ultimul, dar nu cel din urmă. Nu, e feminitatea într-o sticlă, da? Uh, ai uh, fragilitatea unei femei, ai eleganța, sa uh, tot ce e mai feminin, mai curat și când spun curat, nu mergeți cu gândul care avea acel uh, subton sau cum se spune, nu categoric nu. Elegant, curat, feminin, uh, discret, dar prezent. Nu știu, am nevoie, îmi trebuie îmi trebuie. Categoric îmi trebuie. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Um, o să merg să mă schimb, să mai filmez unul, acum cât îmi permite timpul, și se spare, și se spare, și se pare că încep să-mi reintru în mână, să ies din cochilia mea. Bun. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, să rămână din suflet, dacă v-au ajuns comenzile, da. Până nu țin eu un parfum invers, nu mă simt bine. Dacă v-au ajuns comenzile, sau dacă voi v-ați achiziționat altceva, variante full size și așa mai departe, sau dacă aveți monstre și v-au ajuns și le-au testat, hai să ne regăsim în secțiunea comentarii să discutăm cu și despre. Dacă ceva din ceea ce v-am prezentat eu astăzi vă face cu ochiul, întâi și întâi de toate, Exact ca de obicei, cum vă spun, achiziționați mostre. Nu uh, săriți pe sticle full size. Ce îmi place mie, nu vă place vouă. Ce resimt eu într-un parfum, altcineva resimte cu totul altceva și așa mai departe. Suntem diferiți, avem gusturi diferite. Dacă ceva v-a surâs, v-a făcut cu ochiul, achiziționați întâi de toate mostre și... Vă reamintesc faptul că Roș 25 va aduce un extra discount de 10% pentru orice achiziție, începând cu mostre și terminând cu parfumuri full size. Și de ce spun o extra reducere? Pentru că cei de la Dubai Collection au la reducere momentul de față gama Ophidian, în continuare de la Paris Corner, o gamă premium, în opinia mea, sincer. Și ce gamă mai era? Nord Stag Expressions. Și da, cred că din vară vă tot spun că trebuie să fac recenzia gamei și n-am mai făcut-o. Dar vă promit că voi face recenzia gamei. Ambele game ale casei Paris Corner sunt la reducere. Și chiar dacă ele sunt reduse, Roș 25 va aduce încă un discount de 10%. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez tare, tare, tare și până data viitoare v-am pupat! زبان من شرف آمد